Găsim prieteni la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei, puțin mai târziu decât v-am obișnuit, pentru că am avut câteva probleme aici de rezolvat, de natură tehnică, dar ați putut urmări, iată, conferința de presă de la PSD Pașcani, unde a fost anunțat candidatul pentru primăria Pașcani. Este vorba despre primarul Dumitru Pantazi, care, iată, candidează pentru un nou mandat. Bun, tot astăzi un alt eveniment este faptul că organizația ALDE de la Pașcani a trecut aproape în totalitate la PSD. Liderul de acolo, Leonard Urs, împreună cu cei care au venit din Partidul Conservator, iată, au luat decizia de a trece la PSD, organizația din Pașcani. Bun, sunt cele două teme din această seară pentru această emisiune. În prima parte discutăm cu domnul Dumitru Pantazi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Discutăm despre politică, da? Despre decizia de a candida, dar discutăm și chestiuni administrative. În cea de-a doua parte discutăm cu domnul Leonard Ursu. Încercăm să înțelegem decizia domniei sale de a trece de la ALDE la PSD și, în mod evident, despre proiectele politice. Înainte de a trece la cele două teme, aș vrea să fac un anunț, să clarific o chestiune. Primesc tot mai multe reclamații din partea cetățenilor din municipiul Pașcani că TV Bitu a refuzat să emită și pe rețeaua RDS și că TV Bitu, noi pretindem anumite sume pentru conținut, pentru a putea emite pe RDS. Este, înțeleg, din ceea ce spun cei care ne telefonează sau cei care vin și ne reclamă acest fapt, înțeleg că este chiar mesajul pe care unii dintre salariații RDS-ului de la Pașcani îl multiplică celor care vin și solicită insistent posturile locale de televiziune pe rețea. Trebuie să fac precizarea că TV Bitu nu solicită niciun leu pentru conținut, da? Nu este solicitarea noastră, nu noi suntem de vină că TV Bitu nu este difuzat pe rețeaua RDS. Lucrurile stau exact pe invers. RDS-ul solicită o sumă destul de consistentă pentru ca TV Bitu și celălalt post de televiziune să fie emise pe rețeaua RDS. Așadar, dragi pașcăneni, cei care doriți să urmăriți postul TV Bitu, să fiți la curent cu știrile, aveți două variante. Ori să insistați foarte mult, dar cu puține șanse de reușită la RDS, să includă în grila de emise și postul TV Bit, ori cumva, în mod firesc, nu vă sugerez neapărat să faceți lucrul ăsta, dar aveți alternativa de a ne căuta, de a vă abona la celălalt operator de cablu, la NextGen, acolo unde cu siguranță ne puteți urmări. Evident că vom face eforturi în continuare pentru a rezolva această problemă, dar, repet, nu noi solicităm plată pentru conținut. Situația este exact pe invers. RDS-ul solicită bani pentru ca noi să putem emite pe rețea. Bun. Ne întoarcem la evenimentele de astăzi. Domnule primar, domnule președinte al PSD, iată, s-a luat astăzi decizia în conducerea partidului. O decizie, aș spune, așteptată și anticipată, dar destul de târzie. De ce atât de târziu? Și iată de ce, până la urmă, ați spus da unei provocări politice destul de dificile de a candida pentru un nou mandat pentru primăria Pașcani. Așa cum am prezentat și în conferința de presă, în luna februarie am avut un sondaj de opinie, o evaluare, din care a ieșit într-o ordine candidații care vor și-au manifestat intenția de a candida la alegerile din 2016, iunie 2016. Sigur, sondajul pe care l-am făcut, am ieșit eu pe primul loc, urmează candidatul PNL-ului și, bineînțeles, și alte persoane care
au apărut în sondajul respectiv la întrebarea deschisă. Se aude în... Intenționam, sincer intenționam să nu mai candidez, așa cum am prevăzut, cum am spus și în conferința de presă, dar când am văzut atâta iresponsabilitate în ceea ce privește viitorul municipiului Pașcani, sincer nu mă poate lăsa indiferent de aceste aspecte, nu mă poate lăsa indiferent de ce se întâmplă cu investițiile în municipiul nostru, ce nu mă lasă indiferent de atitudinea pe care o au cei de la PNL vis-a-vis de gestionarea banului public, de gestionarea bugetului. Eu am preluat de la primarul PNL un buget total dezechilibrat cu un deficit de peste 350 de miliarde de lei, la care s-au mai adăugat ulterior încă 40 de miliarde de lei, deci de 400 de miliarde de lei deficit. A fost foarte greu, 2 ani de zile practic nu am putut face mai nimic în municipiul nostru, abia reușind să asigurăm funcționarea și foarte puțin sau chiar deloc bani pentru investiții. Sigur, nu pot să stai indiferent și să nu te implici după 4 ani de muncă și eu consider că în acești 4 ani de zile chiar am reușit să schimbăm anumite lucruri în municipiul nostru. Dacă ne gândim cu 4 ani în urmă, când intrai dinspre Roma sau dinspre Suceava, Dolhasca, în municipiul nostru și chiar și dinspre Moțca, trebuia bine să te gândești pe unde să o iai cu mașina ca să eviți proasta infrastructură care era în momentul respectiv. Ori astăzi lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite. Sigur, pe parcursul mandatului și noi am făcut o serie de greșeli, o serie de erori pe care ni le asumăm discutând în partid. Sigur, ne le asumăm cu toții o serie de greșeli pe care le-am făcut și spuneam și în conferința de presă, referendumul nu, oportunitatea referendumului nu este acum, după ce am luat decizia oportunitatea referendumului era în 2012, în 2013, când foarte mulți cetățeni veneau cu facturile la mine și ne arătau pe factură faptul că plăteau, consumau pe factură, apărea 2-3 metri cub și 10-15 sau chiar mai mult pierdere. Pierdere la apă. Pierdere la apă. Ori atunci, dacă am fi făcut referendum, sunt convins că majoritatea ar fi optat ca acest serviciu să fie delegat la alt operator. De... Ajungeți și acolo. Da. Haideți să clarificăm. V-am ascultat până acum cu interes, dar să clarificăm câteva chestiuni. Vorbesc de un sondaj de opinie. Cum stați în acel sondaj de opinie? Da, deci în acel sondaj de opinie eu sunt pe primul loc cu 33-34%. Urmează reprezentantul PNL-ului cu 26%. Cine a făcut sondajul? Sondajul a făcut o firmă din Iași. Știți cumva numele firmei? Nu știu pe din afară acum numele. Care este marja de eroare? Marja de eroare de 3%. Și pe ce? Pe un eșantion de 1000 de subiecți. Da, este o firmă specializată, da? O firmă specializată care a mai făcut sondaje și în anul și în la alegerile precedente și face și prin, și în acest moment face sondaje prin comune și prin alte unități, bun, pe alți candidați care doresc să-și evalueze. Bun. Ați ezitat să luați o astfel de decizie până acum. De ce nu înainte și acum? Păi, v-am spus că am luat acum această decizie pentru că am avut în intenție să nu mai candidez. Bun. Dar, deci v-a spus cineva din sărite sau ce? Nu. Deci, văzând sondajul pe de o parte și pe de altă parte, văzând atitudinea celor din PNL
care sunt convins că nu vin cu soluții, cu proiecte, cu lucruri concrete pentru pășcăneni, ci doar doresc să câștige alegerile pentru a îndrepta orașul într-o direcție care nu este de dorit, din punctul meu de vedere. Dar ce anume, la concret, ce anume v-a deranjat? Poziția reprezentanților PNL și atitudinea lor vis-a-vis de comportamentul față de apa vitală, că aici toată miza este acest serviciu de apă, parcă în municipiul nostru nu mai există și alte probleme de rezolvat, ci doar problema apei. Sunt de acord cu dânsii că sunt foarte multe lucruri de clarificat și de rezolvat cu acest serviciu, dar asta nu înseamnă că în municipiul nostru doar serviciul de apă este o prioritate. Și bineînțeles, acele investiții fără de care municipiul nostru și cei din suburbii, de pe aerodrom, infrastructura din vale, din deal, care este învechită și nefiabilă, ar rămâne în aceeași situație. Deci dacă Pașcanul n-ar fi fost în pericol de a pierde aceste investiții, n-ați fi candidat? Deci, dacă nu ar fi pierdut aceste investiții... Nu le-a pierdut. Nu le-a pierdut și sunt convins că sunt o certitudine aceste investiții. Și bineînțeles, dacă din evaluare ar fi ieșit și alte persoane din partid care să poată câștiga alegerile, sincer, nu aș mai fi candidat. Am înțeles. Bun. Deci, cu alte cuvinte, se pune în această campanie electorală, în discuție, soarta investițiilor la Pașcan. Da? Vorbim de cele 13 milioane de euro. Noi am avut programe de investiții, deci cu tot cu PIB, de peste 400 de miliarde de lei în cei practic 2 ani și jumătate. Și pentru 2016 avem 95 de miliarde de lei, aproape 100 de miliarde de investit. Și aveți treabă de făcut. Deci, sigur, deja suntem în derularea unor contracte deja încheiate și urmează să achiziționăm contractul de lucrări pentru strada Gării, strada Mihai Viteazu, o serie de studii, să achiziționăm firme care să ne facă studii de fezabilitate și proiecte pentru o serie de străzi din suburbii și de o săptămână de zile am primit auditul pentru iluminatul public, pentru că și iluminatul public este o problemă în municipiul nostru. Și în urma acestui audit, care ne prezintă, de fapt, trei variante pentru reabilitarea acestui serviciu, să începem să facem proiecte și să demarăm în continuare și să reabilităm și acest serviciu. Și nu numai. Sunt în continuare probleme cu amenajarea parcurilor de joacă pentru copii. Vom continua cu amenajarea. Am amenajat 3 sau 4 parcuri de joacă. Am fost în parcul de la Mihail Gogănceanu zilele acestea și va trebui să dotăm acel parc, pentru că am văzut copii acolo, mobilier pentru copii nu este, sunt doar niște bănci și va trebui să prin achizițiile pe care o să le facem, să dotăm în continuare cu mobilier pentru copii. Deci sunt proiecte în derulare și foarte multe proiecte pe care le vom pregăti pentru următorul mandat. Bun, spuneați că la conferința de presă că Pașcanul se află în pericol de a se întoarce în timp, se află în pericol de a fi în situația în care a fost în perioada mandatului domnului Crăcinescu. La ce anume vă referiți? Păi atitudinea pe care o are cel puțin contracandidatul meu de la PNL este aceeași. De a promite mult și sunt convins că va face puțin cum a fost și în mandatul lui Crăciunescu și, bineînțeles, bugetul va ajunge poate chiar în aceeași situație. Pentru că a fost o proastă gestionare a bugetului în perioada respectivă, iar o unitate, o instituție nu se poate conduce fără să ai și să stăpânești, să ai la îndemână bugetul, finanțele și să stăpânești modul cum cheltuiești acești bani. Fără să gestionezi cu atenție acești bani și să-i plasezi sigur acolo unde sunt priorități, nu.
nu poți să schimbi nimic. Bun, dar ce vă face să credeți că nu ar avea capacitatea și alții să gestioneze lucrurile? Până în acest moment nu au venit cu nicio altă, cu niciun proiect, cu nicio soluție, ce vor dori, ce doresc să facă, doar au mizat pe nemulțumirea aceasta a cetățenilor cu apa vitală. A, deci nu doar au soluții, nu au alte soluții nu au. Eu nu am. Dacă ați văzut dumneavoastră, spuneți-mi alte două proiecte cu care au venit cei de la PNL să spună dacă ajungem la primărie, vom face asta, asta. În afară de apă, eu nu am auzit de vreun alt proiect. În afară de referendum. De referendum, pe care și exploatează această nemulțumire a cetățenilor. Sigur, nemulțumire care de foarte multe ori este îndreptățită, pentru că și modul de abordare a celor, a prestatorului de serviciu, nu este așa cum trebuie. Dar mă voi implica, promit, cel puțin pentru următoarele 2-3 luni, cât mai am din acest mandat, să vedem acolo unde sunt declarificat probleme, unde sunt apometrii scoase pe casa scării, să facă convenții astfel încât cetățenii să poată plăti facturile. Deci vă implicați direct pentru rezolvarea acestei probleme? Mă voi implica direct personal pentru rezolvarea, împreună cu operatorul, cu asociația de proprietari, cu asociațiile de proprietari, cu cel care coordonează asociațiile de proprietari, să rezolvăm o serie din aceste probleme. Bun. Această situație a apărut, iată, a fost dezvoltată și datorită unei campanii de manipulare greu de imaginat, dar iată, ea a avut loc, s-a dezvoltat și pe această criză a unei bune comunicări în Pașcani. Astăzi a venit un domn la redacție, oarecum revoltat, exact pe același subiect, a plecat total schimbat, ce puțin așa s-a văzut. Domnia s-a venit cu multe întrebări, cu multe chestiuni care erau destul de greșite și l-am convins că, de fapt, lucrurile stau total diferit. Și vă dau exemplu. Era convins că, de exemplu, Apa Vitală este societate cu capital privat și că vine la Pașcani doar să câștige bani, să umfle buzunarele unora și altora. Că sunt acționari, oameni cu interese personale și așa mai departe. A fost uimit, iată, să afle că Apa Vitală este o societate cu capital public și că este obligată, prin urmare, să respecte un regulament de funcționare, că, de fapt, face ceea ce este scris în regulament și ceea ce spune Asociația Județeană de Apă și Canalizare, asociație condusă chiar de primarii județului. Și că profitul rezultat nu este cheltuit de cineva anume, se întoarce tot în investiții. Bun. Și în acest mod, în acest fel, lucrurile pot fi clarificate. I-ați văzut pe reprezentanții guvernului care au venit la Pașcani și cât de clar au explicat lucrurile, da? Cât de clar au fost explicate. Cât de mult s-a discutat despre redevență la Pașcani. Dom'le, Consiliul Local a hotărât, Apa Vitală refuză să plătească și cât de rău este acest operator. Da? În realitate, lucrurile stau exact pe invers. Apa Vitală nu este în subordinea Consiliului Local, nu este în situația de a respecta ceea ce spune Consiliul Local în niciun fel. Singura relație poate fi între Consiliul Local și Asociația Județeană de Apă și Canalizare, iar hotărârea Consiliului Local pentru a putea fi pusă în practică trebuie să fie validat prin votul majorității de către Asociația Județeană. Da? Ori atâta timp cât Asociația nu a validat prin votul majorității, hotărârea nu rămâne decât o voință exprimată de legislativul local și atât. La fel s-a întâmplat de altfel și cu intenția de modificare a contractului și trebuie să ne aducem aminte și cine a solicitat, a impus aproape ca taxa de redevență să fie majorată. Da? Și ca legislativul local să-și asume o serie de intervenții care se dovedesc până la urmă nefiind tocmai corecte sau, iată, că nu pot fi puse în practică. Au venit cei de la din partea guvernului și au mai spus că convenția individuală nu înseamnă debranșare individuală a rău platnicului. Da? Că pentru debranșare individuală trebuie să ai ori apometru radio, ori apometru scos pe casa scării. Chestiuni care nu au fost spuse până acum,
de către cei care au grijă în fiecare zi să modifice, să distorsioneze adevărul. Da? De fiecare dată vi s-a spus, doamne, recomenzi individuale tocmai pentru a nu mai fi debranșați sau a nu mai fi făcute debranșări colective. Ei bine, vin reprezentanții statului și spun foarte clar. Nu, doamne, chiar dacă aveți convenții individuale, convenții individuale sunt doar pentru facturare. Și acolo unde nu sunt scoase apometrele pe casa scării sau nu sunt apometrele radio, debranșarea poate fi făcută de la intrarea în bloc. Da? Și multe alte chestiuni care au fost reglementate, veți vedea în conferința de presă, o puteți urmări în fiecare zi, de la 5:30 după amiază până la ora 6, conferința va fi difuzată foarte mult timp până când lumea va fi lămurită cu aceste răspunsuri. Bun, revenind, iată, la subiectul de astăzi. O precizare să fac, doar, deci cele 13 milioane de lei investiți, care, repet, sunt o certitudine, de euro, care sunt o certitudine, deci se investesc în municipiul Pașcani, intră în patrimoniul UAT-ului Pașcani și pentru aceste 13 milioane de euro se adaugă la celelalte valori pe care le avem prin bunurile de retur și se plătește redevență. Deci, pe de o parte se pierde, de două se pierde, pe de o parte se pierde aceste investiții prin renunțarea la acest... Dar se pierde și redevența. Și, pe doi, se pierde și redevența aferentă celor 13 milioane de euro. Bun. Cum va arăta echipa, pentru că astăzi nu s-a discutat absolut deloc, echipa de consilieri, candidați pentru Consiliul Local, când va fi făcută lista publică? Astăzi am luat eu decizia de a candida. În perioada imediat următoare o să stabilim echipa de consilieri, echipa de campanie. Ați precizat dumneavoastră că deja a venit domnul Ursu cu echipa dânsului, eu îl consider încă un tânăr, a revenit, mai bine zis, în partidul nostru și sper în cel mai scurt timp să definitivăm aceste liste, aceste organe de campanie, astfel încât să ieșim cu oameni credibili, pe de o parte, și pe de altă parte oameni responsabili, că nu este o glumă, nu este o joacă a fi consilier și ați lua responsabilități pe umeri. Am și o întrebare. Dacă tot sunteți și dumneavoastră PSD-ul și PNL-ul la acest capitol de a finaliza listele pentru Consiliul Local, în ce măsură sunteți interesați dumneavoastră, îi voi întreba și pe cei din PNL, să aveți oameni responsabili și cu tărie, cu tupeu, cu capacitatea de a-și asuma responsabilități. Pentru că se vede că atunci când Pașcaniu este pus într-o situație complicată, la răscruce de drum, de a lua decizii majore pentru comunitate, chiar dacă nu sunt tocmai populare, se face apel la popor. Să vină poporul, pentru că noi nu suntem în stare să ne asumăm responsabilități. Să vină poporul și să voteze unul împotriva celuilalt și noi eventual să exploatăm, iată, nemulțumirile poporului. Ori, o astfel de atitudine, din punctul meu de vedere, este total iresponsabilă. Vor fi, la fel, în viitorul mandat, din partea dumneavoastră, oameni care nu vor avea capacitatea de a-și asuma responsabilități? Dorința mea este de a găsi pe acei oameni care au ceva făcut în viață, au avut anumite responsabilități și, sigur, se vor angaja la aceste responsabilități care, observați, din ce în ce sunt mai mari. Aveți de discutat despre salubritate, aveți de discutat despre foarte multe probleme nerezolvate de-a lungul timpului. Vor fi în continuare de luat decizii, unele chiar mai nepopulare. Exact cum mi-ați spus de salubritate. Deci după apă și salubritatea e o problemă pentru că acest serviciu va fi imposibil să participe la licitație și să câștige licitația astfel încât să avem operatorul nostru propriu și nici nu putem să-l mai avem pentru că, știți bine, județul Iași are 4 zone de rezolvare a acestui serviciu unde vor fi 4 societăți care vor licita la nivelul celor 4 zone
Și toți operatorii vor transfera resturile menajere la groapa ecologică care este la Țuțora. Deci și acolo sunt de luat decizii, pentru că atât România cât și conducerea și ADIS-ul s-au angajat în derularea acestor proiecte europene, odată ce te-ai angajat, nu poți să mai renunți, sau este foarte, foarte greu de renunțat, și dacă se renunță cu costuri enorme pentru județ și pentru UAT-urile care fac parte din asociația respectivă. Da. De aceea trebuie oameni cunoscători, oameni responsabili, și eu deja am avut o dezbatere publică, vom avea în continuare dezbateri publice, astfel încât cetățenii să fie informați. Aveți, și ați precizat și noastră, nu probabil, sigur, și comunicarea noastră nu a fost suficientă de la nivelul de primărie cu cetățenii. Deci, ca o critică, trebuie să mi-o fac, pentru că am avut mai mulți consilieri. Actualmente am un singur consilier, deci am două posturi, nu vin pentru că salariul e mic la primărie, responsabilitățile sunt mari și comunicarea a lăsat uneori de dorit între UAT, între primărie și cetățeni. Sigur, aceste lucruri vor trebui în mandatul următor să îl revizuim, astfel încât în momentul când vom lua decizii, oamenii și cetățenii să fie înștiințați și să nu ne mai trezim cu surprize cum s-a întâmplat cu apa. Bun. V-am întrebat și în conferința de presă, aș dori un răspuns clar de la dumneavoastră. Cum rămâne cu suburbiile, cu acei oameni care așteaptă de 20 ceva de ani apă și canalizare? Vă întreb asta pentru că nu de puține ori au fost dezamăgiți. Acum, iată, se discută din ce în ce mai des, mai apăsat, ca din nou să fie sacrificați ei, cei din suburbii, cei care plătesc la fel taxă și impozite și care au fost sacrificați de fiecare dată. Cum rămâne cu ei? În ce măsură veți reuși, măcar acum, să rezolvați această problemă cu apa și canalizarea? Cât privește apa, plăgești, gâștești, și pe zona aerodrom, promisiunea operatorului de apă este că le va face din fonduri proprii dacă se va prelungi cu implementarea proiectului pe fonduri europene. Dacă nu sunt probleme cu licitațiile, cu achiziția contractelor de lucrări, posibil că în maxim un an de zile, sau poate chiar mai repede, repet, dacă nu sunt probleme de contestații, să înceapă lucrările pe proiecte europene. Și adică, de se exemplu, va rezolva. La Blăgești trebuie la să Blăgești de luni ne apucăm și deci operatorul începe să investească, deci Blăgești în anul acesta, în vara aceasta, sperăm să-l finalizăm cu distribuția de apă. Deci să fie rezolvată până la sfârșitul anului distribuția de apă în Blăgești. Cât privește canalizarea, sigur, vor cel sunt puțin... Sunt investiții mai complicate. Exact, sunt mai complicate, cu sume mai mari, o să le prindem pe... Deci de săptămâna viitoare se va începe deci de apa la Blăgești? De la SREA, investiția pe apă la Blăgești. Am semnat autorizația de construcții săptămâna aceasta și de luni se începe investiția. Și aerodrom, spuneți că nu va fi și în acest an o pe aerodrom? Pe aerodrom, deci am prins și în bugetul local bani pentru a face și proiect pentru reabilitare, infrastructură, străzi, și să mergem concomitent. Deci noi să facem proiectele pentru reabilitare străzi, deci covor asfaltic, iluminat, trotuare, iar prin programul cu apa vital să mergem cu infrastructura subterană, apă canal, astfel încât după ce s-au introdus aceste conducte, noi din urmă să venim cu reabilitarea străzilor. Astfel că după ce s-a rezolvat problema apei și canalului, imediat să avem contracte încheiate pentru a reabilita și străzile. Dacă nu atragem acești bani, eu spun că aceste suburbii
și inclusiv aerodromul vor rămâne la același stat. Bun, a spus-o și reprezentantul guvernului, secretarul alte de stat. Alte surse de finanțare, că nu sunt alte nu surse sunt. De finanțare. Nu mai sunt alte surse de finanțare. Bun, e foarte tare că alții militează împotriva investițiilor. Este extraordinar. Bun, Pașcan a mai pierdut de două ori. Mă surprinde pe mine că tineri politicieni din PNL, care sunt de dreapta, sunt împotriva investițiilor. Investițiile sunt de surgintă liberală. Deci liberalii sunt cei care militează și insistă pentru investiții. Ori tocmai ei sunt împotriva investițiilor. Sunt surprins de această atitudine. Bun. Pe scurt, câteva minute, ce se întâmplă cu piața, cu comerțul din piață, cu hala din vale? Stați că nu v-am întrebat. Sunt acolo câteva chestiuni. Prima, în legătură cu taxele care trebuie să le plătească oamenii de acolo. Au venit, știți bine, nemulțumiți că trebuie să plătească în acest an mai mult decât până acum. Acea taxă pe clădire care se impune la plată în urma modificării codului fiscal. Taxă impusă de guvern și nu de primărie, subliniez de 1000 de ori, tocmai pentru a nu fi dubii pe această temă. De ce această clădire este mai scumpă decât dacă ar fi fost din aur? De ce această clădire apare în contabilitate cu o sumă uriașă și, prin urmare, iată, valoarea taxei este în consecință? Prin modificarea codului fiscal, sau mai bine spus, prin aprobarea noului cod fiscal, au apărut o serie de modificări. Deși, ca principiu, acest cod fiscal, după părerea mea, e un cod fiscal normal, dar cei care au lucrat în detaliu acest cod fiscal au scăpat foarte multe aspecte. Din audiențele pe care le țin, am constatat, au venit cetățeni care au plătit anul trecut o sumă de bani pentru clădiri și impozit pe curs construcții pe teren. Dau un exemplu, au plătit 2 milioane și acum venise cu înștiințare de 9 milioane de lei. M-am informat, am luat legătura, s-a modificat, am insistat și nu numai eu, foarte multe OAT-uri, pentru că erau prevăzute la toate categoriile de teren, erau prevăzute până la 400 de metri pătrați, curți construcții. Dacă aveai 3 categorii de teren, plăteai de 3 ori curți construcții. Era o aberație care s-a modificat, dar încă nu a apărut publicată în Monitorul Oficial. Eu i-am rugat pe cei care au situații de genul acesta să mai aștepte să nu plătească. Cât privește cu piața, începând din anul acesta, toate clădirile închiriate, concesionate de la primărie, au fost trecute pe o taxă. La aceste imobile nu se calculează amortizare. Necalculându-se amortizare, rămân acolo niște valori uneori... Care se acumulează, dacă se fac deci reparații exact, sau așa, exact, se acumulează se acolo și se adaugă. Am solicitat, am chemat, deja am încheiat contractul cu un expert să facem o nouă reevaluare la aceste clădiri, astfel încât să se vină... Deci, bineînțeles, evaluare legală, să vină cu valoarea lor de piață, nu cu valoarea din inventarul pe care îl avem noi. Sper că cel mult în 2 săptămâni de zile, poate chiar mai repede, eu am rugat într-o săptămână de zile să vină cu această evaluare, vom intra în ședință extraordinară să aprobăm, pentru că e o problemă de urgență, să aprobăm aceste reevaluări, după care să fie recalculată acea taxă. Și sunt convins că acea taxă va fi mult, mult mai mică. Bun, trebuie să... Și îi asigur, convine și la mine cetățenii, îi asigur că nu le poate rezolva altcineva pentru că e o taxă prevăzută în codul fiscal și nu poate să nu fie încasată, dar nu la sumele, nu la valorile la care... Deci taxa n-ați pus-o dumneavoastră sau primăria? Pentru că... Nu, e taxă prevăzută în codul fiscal. Deci ce am spus eu până acum, toate taxele și impozitele sunt prevăzute în codul fiscal. Prin aprobarea taxelor și impozitelor
am încercat și nu am încercat, am mers cu toate valorile la minim prin aprobarea, prin hotărârea Consiliului Local. Dar așa este prevăzut, deci sunt aceste taxe și impozite sunt stabilite în codul fiscal. Și când vine Curtea de Conturi, de fapt ne ia și ne calculează veniturile funcții de acest cod fiscal și de aprobarea Consiliului Local. Aprobarea Consiliului Local care stabilește limitele minime și între limita minimă și maximă. Ori noi cu toate taxele am mers la minim. Ce am constatat iarăși că există o necorelare, există o necorelare în ceea ce privește zonarea. Și în luna aprilie, deci pentru luna aprilie, pentru că începem să pregătim deja taxele și impozitele pentru anul viitor, în luna aprilie vom veni cu un proiect de hotărâre de modificare a zonării. Astfel încât încadrarea să fie făcută funcție și așa cum funcție de realitatea de utilitățile și de utilitățile de care beneficiază cetățeanul. Am înțeles. Pentru că am constatat că sunt foarte multe necorelări în acest sens. Bun. Foarte pe scurt, trebuie să recunoaștem că condițiile pentru comerțul din piață nu sunt tocmai cele corecte și civilizate. S-a discutat până acum de multe ori despre intenții, doar intenții de reabilitare a clădirii, a pieței și așa mai departe. Unde au rămas aceste promisiuni? Avem caietul de sarcini și fișa de date pentru a achiziționa firma de proiectare. Ne-am chinuit de un an și ne chinuim de aproape un an de zile să achiziționăm acest serviciu. Când am pregătit caietul de sarcini și fișa de date, era ceva în neconcordanță la cartea funciară. După ce am rezolvat cu cartea funciară, au apărut alte probleme. Dar sper că în cel mult o lună de zile să avem firma care să ne facă studiu de fezabilitate și proiectul și eu sper că în momentul când vom avea proiectul, sper că până la sfârșitul anului să începem chiar investiția. Avem niște bani adunați din casările de la piață, pare mi se sunt vreo 8 sau 9 miliarde de lei. Cu diferența intenționăm să venim cu un credit, dar acea piață din zona Vale să o reabilităm astfel încât întreg complexul de acolo să fie reabilitat. Dar de ce durează atât de mult această procedură administrativă? Acestea sunt procedurile. Eu ce să vă spun, că și funcționarii un mandat se încheie, urmează alt mandat, lucrează și ei... Funcționarii fac politică sau ce? Păi nu știu. Uneori probabil se orientează și spre politică. Dar treaba lor este să muncească, nu să facă politică. Deci, întârzierile sunt pe de o parte datorită legislației, că legea 34 privind achiziție publice are multe neconcordări, necorelări și duce spre întârziere și foarte multe contestații și am înțeles că se va modifica în cel mai nou actual guvernul va modifica, iar pe de altă parte apar acele probleme de dergiversare și prelungirea timpului cu achiziția acestor servicii. Bun, am primit multe mesaje din partea dumneavoastră, mulțumesc pentru ele, nu vreau să le citesc, nu vreau să influențez în niciun fel. Sunt multe mesaje prin care sunteți încurajați să mergeți mai departe. Unii spun că sunt de partea dumneavoastră, alții vă reproșează că nu ați rezolvat această problemă cu apa. Așadar, mulțumesc pentru participare. Luăm o pauză de publicitate. Ne revedem cu domnul Leonard Ursu. Discutăm despre opțiunea domnei sale de a trece de la ALDE la PSD. Am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitatul meu, așa cum anunțam, domnul Leonard Ursu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Trecem la subiect. Ați hotărât astăzi sau poate mai devreme să plecați din ALDE împreună cu prietenii dumneavoastră, cu cei care ați venit din PC, la PSD. Ați anunțat asta pe rețele de socializare. S-a făcut anunțul public și în conferința de presă a PSD. Care sunt motivele pentru care ați ales, iată, PSD-ul în defavoarea ALDE?
Sincer, eu cred că m-am surprins pe mine însumi cu această decizie și nu greșesc deloc dacă spun asta, pentru că nu e simplu să pleci de undeva, dintr-un loc în care ai muncit. Ai avut rezultate, poate nu cele mai bune, însă a fost o perioadă de pionierat și în Pașcani, se știe, doar două partide au fost în piață cu rezultate mai bune de-a lungul timpului, PSD-ul și PNL-ul. O idee bună, ALDE, însă, din păcate, la nivel de municipiu Pașcani, da, cu întreg concursul președintelui organizației județene Iași, domnul Marojan Vosganian, m-a făcut să mă decid, până la urmă, deși destul de greu, și să plec. Puteam alege și alte variante, însă am ales PSD-ul pentru că eu cu cei din PSD am mai lucrat, au fost colegi buni, sunt premize de lucru în continuare pentru că oamenii cu care nu m-am înțeles de-a lungul timpului au plecat din PSD, nu mai au prin planul. Nu e o decizie ușoară pentru că, practic, am renunțat prin ceea ce am făcut la prin planul politicii în Pașcani. Am renunțat la candidatura la funcția de primar și, bineînțeles, o să îl sprijin pe domnul Pantaze pentru un nou mandat. Bun. Care erau și cât de clare erau lucrurile în ALDE? Pentru că se discuta despre două posibile candidaturi, un sondaj de opinie, mă rog, de chestiuni care nu erau deloc clare. Absolut și niciodată n-au fost clare. Au fost, deja dacă mă gândesc la ziua de astăzi, sunt 3 săptămâni și o zi de când trăim într-o minciună așa în formă continuată. Ori lucrul ăsta e greu de suportat nu numai de mine, dar și a fost greu de suportat și de mine și de colegii mei. Și bineînțeles că am discutat dacă să acceptăm și cum să acceptăm pe colegii din PLR, dar mai mult decât atâta, noua apariție, practic, în eșchierul politic, Niță Dermidie. Ori eu aș putea spune cu tărie că nu putem fi un sanatoriu pentru foști politicieni care nu mai sunt în prim planul politicii. E o greșeală pe care sper că Varujan Vosganian și-o va asuma după ultrasuccesul din această campanie din 5 iunie. Eu sunt sigur, după plecarea mea, că s-a cam stins becul ALDE, este păcat. Era un trend bun, oricum aș fi colaborat cu PSD-ul, mi-am manifestat această dorință și discuții am purtat, mai puțin cu PNL-ul niciodată, pentru că eu înțeleg să nu discut cu oamenii care vor să câștige electorat prin supărarea cetățenilor, practic prin manipularea acestei situații de la Pașcani în ceea ce privește apa și canalizarea și mi-am expus în emisiunile dumneavoastră exact punctele de vedere vis-a-vis de această chestiune. Susțin investiția, sunt de departe împotriva debranșărilor abuzive ale celor de la Apa Vital. Am făcut, așa cum știți foarte bine, și un proiect de hotărâre, însă, într-adevăr, nu am luat în calcul prevederile unui articol din articolul 32 în speță din legea 241, care dă dreptul operatorului să oprească apa cetățenilor pentru neplată. Cred că pot fi găsite soluții. Sunt situații, într-adevăr, particulare. Apa Vital e o societate comercială până la urmă. Și angajați ei își fac mai bine sau mai rău treabă. Ca peste tot de altfel. E o chestiune. Nu trebuie să generalizăm. Sunt oameni mulțumiți și oameni extrem de triști. Sunt oameni, așa cum știu și eu, la K1, da? Ca bloc, la B29. Ori eu am să le spun celor de la Apa Vital și cetățenilor că nu pot fi de acord cu debranșările în momentul în care, spre exemplu, la B29 avem magazin de carne, da? Și într-o zi de lucru, cu siguranță, angajații de acolo vor merge la baie. Bun, dar magazin... Ce măsuri... Ar trebui să aibă un branșament separat, e foarte clar. Dacă așa și este, așa și este, însă probabil nu este un spațiu proprietate personală și atunci ar trebui mai multe intervenții. El e subînchiriat, din ce știu eu. Eu am dat un exemplu, deși îi cunosc exact situația. Am înțeles. Bun, am vorbit astăzi cu domnul președinte Varujan Vosganian, am încercat să-i aflu părerea în legătură cu situația de la Pașcani, a refuzat să o comenteze. Avea cunoștință de faptul că sunt probleme la Pașcani și a spus că undeva săptămâna viitoare ar urma să ajungă să le clarifice, dar se pare că este deja târziu.
Dar sunt sigur, o să se întâlnească cu membrii de partid proveniți din PLR, care întotdeauna au fost trei. Pe parcurs au mai apărut doi, din ce informații am eu. Eu am avut bunul simț de-a lungul timpului și, bineînțeles, urmarea acestei uniuni dintre cele două partide, în care a rezultat ALDE, am avut bunul simț și răbdarea necesară și suficientă să le spun colegilor mei din PLR să-și pregătească o echipă, pentru că sistemul fermoar, unul la unul, nu poate să aibă o finalitate corespunzătoare atâta timp cât ei sunt doar trei. Într-adevăr, am găsit următorul răspuns. Dom'le, voi sunteți mai vechi, ați mai candidat, ați fost înainte, însă și noi am muncit, nimic nou, știam asta, însă cum am putea face un fermoar când ai doar trei oameni într-o parte și, hai să spunem, membri activi cu care te întâlnești aproape zilnic, măcar 20. Ar fi exact ca un fermoar de la pantaloni, de la un prohab, da, care rămâne deschiat și te faci de râs. Deci nu există așa ceva. De unde trebuia să începem fermoarul? De la capăt? Sau de unde? Care era problema? În mod normal, domnule, suntem trei, începem invers, da? Și ocupăm funcțiile. Nu aveam nicio problemă în ceea ce privește funcțiile. Le-aș fi dat toate funcțiile posibile. Însă eu, de ani de zile, mă pregătesc și m-am pregătit întotdeauna să candidez la înaltă demnitate la Pașcan de primar. Ori, pregătindu-mă în sensul ăsta, nu puteam să vreau altceva. Ori să-mi aduci în față și să spui că Niță Dermite a candidat nu știu când și avea vântul în față. Este acum trebuie să aibă mare grijă din cauza fermoarului, să nu facă nevoile și să-i vină, Doamne ferește, înspre pantalon, este să se ude. Este un fel de candidat de serviciu și n-ar fi singurul. Bun. Și oare era așa de greu la experiența lui Barujan Vosganian să-și dea seama că e un candidat de serviciu? Dar poate așa își doresc să aibă un candidat mai puțin... Din păcate, mie mi s-a spus că trebuie să țin cont întotdeauna de părul alb și trebuie să vorbesc mai târziu. Cei cu părul alb au prioritate. Eu consider că te simți pregătit și ești pregătit în momentul în care, într-adevăr, ești pregătit și te consideri pregătit și nu mai contează părul alb. Și asta a zis-o și Ilescu, că tot m-am întors la PSD. Ilescu și a spus, intri în politică când ești pregătit să faci politică. Am înțeles. Nu e niciodată, nici prea devreme, nici prea târziu. Ați revenit în PSD cu o echipă de oameni. Cum arată această echipă? E o echipă deosebită, spun eu. Noi venim cu un plus de tinerețe, cu un plus de vigoare pentru PSD. Exact ce le lipsea lor. Și chiar după plecarea mea, lucrurile astea s-au simțit, pentru că a și fost o stare de lehamite în rândul tinerilor. Am avut tineri de valoare alături de mine și pot să dau un exemplu care îmi vine acum aminte, Lorena Lucian, o actriță pe care o apreciez extraordinar de mult și sper ca în perioada imediat următoare să vină pe scena de la Pașcani. Nici nu contează sub ce formă, dar să vină. La fel un tânăr Coman și mulți alții, Alina Ciobanu, care a lucrat la Realitatea TV. Deci am avut o echipă extraordinară. Din păcate, tinerii s-au relocat și asta trebuie să înțeleagă cetățenii municipiului Pașcan, care și ei devin nerăbdători. Nerăbdători pentru o schimbare în bine, să profite, iar tinerii să nu mai plece, să nu se mai relocheze. Eu am avut, întotdeauna am insistat pe tineri și la un moment dat eram cel mai vârstnic din Partidul Conservator. Și am fost întrebat la o ședință la Organizația Județeană cine se ocupă de organizație de pensionari? Și am zis că eu. Eu sunt singurul pensionar din acest partid. N-am unul mai vârstic decât mine. Ori în situația dată, vă rog să mă înțelegeți, că eu așa am lucrat, așa am... Întotdeauna sunt pregătit să lucrez. Mie nu mi-e teamă de muncă. Mi-am regăsit colegii nu așa cum i-am lăsat. Puțin schimbat, timpul a trecut și și-a lăsat amprenta peste noi. Oricum, plăcut impresionat. Mirat, îi doresc sănătate multă domnului deputat Neculae Rățoi, simt eu că are nevoie. Același om, așa, dezinvolt, captează atenția, încearcă, plimbă discursul. Popular. El vrea să fie și întotdeauna a fost extrem de popular. Da, lucrurile s-au mai schimbat între timp. Sunt sigur că el va accepta că lucrurile, știu eu, pentru dânsul, cel puțin pentru mine lui, nu e neapărat în prim plan, el nu va merge neapărat în stânga sau în dreapta, dar ne va sfătui bine. Însă e nevoie, într-adevăr, de forță proaspătă la Partidul Social Democrat. Ați stabilit ceva concret în legătură cu ce urmează să faceți, ce urmează să facă tinerii? Dacă au fost făcute, nu știu, agremente, negocieri în ceea ce privește funcțiile?
Dar despre negocieri nu-mi place să vorbesc sub nicio formă. Eu am discutat în ceea ce privește colegii mei tineri din partid, că noi suntem mai tineri decât media de vârstă de la PSD, și am discutat doar în sensul în care vom pregăti tinerii pentru viitor. N-am discutat neapărat pentru un anume loc în Consiliul Local sau chestii. Nu, dar mă refer, de exemplu, la proiecte, dacă ați venit cu o serie de proiecte care... Cu siguranță, noi în perioada și până acum în discuțiile care le-am purtat iute așa, pe iute înainte, dar și în perioada imediat următoare, vom armoniza proiectele care eu mi le-am propus pentru candidatura la funcția de primar și nici nu pot accepta să se treacă peste ele. Și pentru mine prioritate absolută e, așa cum am spus și într-o emisiune a dumneavoastră, iar mă rog, piață de mașini, scăderea impozitelor, nici nu știu cum, și eu studiez acum noua lege și mi se pare extraordinar de greoaie și greu de combătut. În schimb, rezonarea localității și impozitarea pe alte criterii decât cele existente în momentul de față, eu cred că va face în așa fel încât să scadă impozitarea și apăsarea pe umerii cetățenilor din municipiul Pașcani. Eu cred că un pic de bunăstare la Pașcani trebuie neapărat să apară. Oamenii sunt extrem de mâhniți, extrem de supărați, lucru care l-a remarcat și Mircea Joan. Dar și el a fost întotdeauna la putere, nu știu dacă poate spune că... Păi el nu știu, discuta așa, de parcă el n-a fost niciodată în lumea asta și nu a fost factor decident. Trebuie să-și dea seama, prima dată trebuie să-ți aperi cetățeni. Ori Suleiman, că tot a fost la modă serialul, după fiecare război, după fiecare molimă, boală sau ceva, făcea un pic de degrevare fiscală, relaxare fiscală, îi scutea de impozite. Aveau voie să prade, știu eu, pe cei pe care să-și revendice, știu eu, câștigul din luptă. Ori așa mi se pare mie absolut normal să ai grijă de cetățenii tăi. De aceea turcii îi iubesc foarte tare pe, cum îi spune, Atatürk. Bun. Da? Aveți un mesaj pentru cei care, iată, ostenesc în fiecare zi să lupte împotriva investițiilor care vor neapărat să ajungă într-un punct în care să-i pună pe oameni să voteze unul împotriva celuilalt, cel care este nemulțumit împotriva celui care nu are apă și canalizare? Eu nu vreau să mi-i transform pe acești oameni în dușmanii mei pe viață, Doamne ferește. Mai ales că e vorba de o televiziune. Însă... Nu, mi se vorbesc pare... de politice. Eu îi pun la grămadă acum. Pentru că eu am senzația că acolo doar PNL-ul e bine primit. Și doar ideile celor de la PNL sunt și ies în spațiu public. În mod normal, mi se părea că și eu să fiu invitat. Într-adevăr, n-am fost invitat de-a lungul timpului, nici n-am fost exponent politic foarte important la Pașcani, atât timp cât cetățenii nu m-au votat. Dar eu așa vedeam lucrurile și așa le văd în continuare. În ceea ce privește PNL-ul, nu știu cum gândește sau care e strategia candidatului Marius Mintilie. Eu consider că e una total greșită și nu face altceva decât, încă o dată, să își tragă foloase de pe suferința oamenilor. Sunt cazuri particulare, mai degrabă încerca să le rezolve pe cele particulare, să vină cu soluții, cu soluții tehnice, chiar la limita legii, dar măcar să găsească soluții. Ori așa, e foarte simplu să arăți cu degetul, mereu să distrugi ceva, să pui întrebări absurde. Eu l-am văzut deseori punând întrebări absurde. Sunt sigur că și el mai are nevoie să treacă ceva timp până va avea experiența politică necesară pentru a deveni primarul municipiului Pașcani. Și cred că sunt în la sentimentul tuturor cetățenilor. Bun, mulțumesc pentru participare. Punem punct aici emisiunea din această seară. Știrile Infobit, o seară frumoasă și un weekend. Sărbători minunate cetățenilor, da, care sărbătoresc Paștele, că uitam. Așa este. O seară minunată tuturor. O seară frumoasă.